Bine v-am găsit pe tutoriale video, eu sunt Dragoș și în cele ce urmează o să vedem cum putem să programăm o premieră live a unui clip video pe pagina noastră de Facebook. Să presupunem că dorim să facem o premieră cu acest videoclip, deschidem pagina noastră de Facebook, în partea stângă vom alege instrumente de publicare. Mergem la Creator Studio. Aici alegem bibliotecă de conținut și mergem aici la programate. Aici vor apărea toate postările noastre programate. Dacă dorim, selectăm clip video. Dacă selectăm premieră, observăm că nu avem niciun videoclip în premieră programat. Dăm aici încarcă clipuri video, un singur clip video, dăm pe show files și aici pe desktop avem videoclipul, dăm open, așteptăm până se încarcă videoclipul, ne scrie aici clip video încărcat, îi dăm un titlu, o descriere. Dacă vrem, alegem de aici o miniatură. Dacă vrem, alegem o miniatură derulând clipul video, o anumită imagine care ne place, sau încărcăm noi propria imagine personalizată. După care apăsăm pe înainte. Nu vom alege să publicăm acum acest clip video, ci vom da click pe premieră. Aici tot ce trebuie să facem este să selectăm ziua în care dorim să aibă loc premiera și ora și minutul. Le setăm de aici. Dacă vrem să adăugăm aici o imagine pentru evenimentul de pe Facebook, după ce vom da publică sau programează, va apărea pe Facebook la News. În feed va apărea evenimentul cu premiera și avem posibilitatea aici să adăugăm o imagine sugestivă pentru premiera care va avea loc la data și ora stabilită de noi. După ce am făcut acest lucru, nu rămâne decât să apăsăm pe publică și clipul respectiv va fi programat să ruleze în premieră atunci când am stabilit noi. Cam aceștia sunt pașii. De asemenea, putem să programăm videoclipul să se încarce pe pagina noastră. Dăm click aici, setăm data și ora, iar clipul respectiv va fi doar încărcat pe pagina noastră, iar vizitatorii vor putea da click pe el și să îl ruleze. Cam asta am vrut să vă arăt astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție și vă mai aștept și cu alte tutoriale video. La revedere!